Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. La tine, care a fost, da, ce piesa pe care ai ascultat-o tu prima dată și te-a marcat, ții minte? Ai vreo piesă de genul ăsta? Inul Rapidului. Asta este, bravo, Cătălin. Ești timid, nu îți vrei să spui. Da. În România, Inul Rapidului este imbatabil. Da. De alminteri, ca să citesc personaje celebre, Gigi Becali mărturisește că îl cântă în duș. Așa că... Da. Nu glumesc. Nu știu dacă e pe pozitiv știrea asta. Bine, postul acum... Diavol vișin. Da. Propun ascultătorilor să ne gândim împreună la următoarea afirmație în rubrica de săptămâna aceasta. Și anume, anul electoral are deja, chiar și nederulat, câțiva câștigători și mulți pierzători. Câștigătoare sunt televiziunile, care încasează mulți bani publici de la partide și prezintă propaganda acestor partide de reptiri curate. Iar publicul e perdant, evident, pentru că va ajunge să, în aceste condiții, va ajunge să voteze în absența informației. Și nu poți avea alegeri integre dacă nu ai informații integre. Anul trecut, cu exemple concrete vorbim, PSD a cheltuit în medie pe lună 5 milioane de lei bani publici cu propaganda. Anul acesta, în ianuarie, a cheltuit deja 8,4 milioane de lei într-o singură lună. Într-o singură lună, 8,4 milioane de lei. Aproape că a dublat pot, după cum arată o investigație pe care recent a publicat-o jurnalistul Cristian Andrei Honius. Bine, acum ascultătorii Europa FM pot să zic că nu-i nimic, pot spune oamenii, nu-i nimic. Faptele care, care ne sunt ascunse de către televiziuni pot fi aflate de pe internet. Adică ne uităm pe Facebook, pe TikTok și aflăm lucruri. Din păcate nu e deloc așa, dimpotrivă. Pentru că există probe serioase că minciunile se propagă mai repede și cu mai multă profunzime prin intermediul rețelor sociale decât adevărul. Uh-huh. Și avem o carte care va apărea și pe care vă recomand în această săptămână în România și care ne vorbește despre acest fenomen prin care minților noastre, de fapt, le se propună minciună în loc de ceea ce avem noi acum, o realitate comună. Și cea care face aceste dezvăluiri este o jurnalistă, este laureată Premiului Nobel pentru Pace în anul 2021, ziarista Maria Ressa. Ea vine din Filipine și chiar dacă s-a prăbușit jumătate din audiență la uzul numelui țării, da, vine și ne dă un exemplu din Filipine, să știți că este, de stimat ascultător, este absolut frapant, răsfoind cartea, cât de mult se aseamănă realitatea virtuală din Filipine cu cea din România acestui an, concret, super anul electoral 2024. Și cum au scăpat și acolo și aici rețelele sociale de sub controlul și statelor și al comunităților și ajung pur și simplu aceste mari rețele sociale și corporațiile care sunt corporații occidentale, da, să-și alinieze obiectivele de profit cu cererea operatorilor dezinformării, adică cu cei care fac dezinformările și care nu sunt de multe ori occidentali. Ea dă și un exemplu care e absolut frapant în carte. Dă exemplu unei știri a președintelui țării în care el mințea, președintelui din Filipine, și știrea respectivă, pusă de președinte pe Facebook, a performat de 100 de ori mai bine minciuna, da? Decât articolul jurnaliștilor care au demontat minciuna cu fapte. Deci de 100 de ori mai bine a performat minciuna decât demontarea aceleiași minciuni. Ce e de făcut? Că nu vreau să las lucrurile întunecate, cel puțin din perspectiva acestei jurnaliste extraordinare. Ea zice că întâi trebuie să recunoaștem impasul, că nu e, și referindu-ne la România, știm asta, nu e impasul partidelor, al televiziunilor, e pur și simplu al nostru, că noi suntem prizonieri în internet. Pentru că, de fapt, locul unde ne petrecem timpul ne influențează ceea ce suntem, ceea ce facem până la urmă, unde performăm sau nu performăm, și noi petrecem, ăsta e adevărul, foarte mult timp în lumea digitală. Și al doilea pas e să încercăm să luptăm cu manipularea asta prin emoție. Pentru că se dă, și anul ăsta e clar, a început o bătălie cumplită pentru mințile noastre, care e dusă cu totul altfel decât prin a fi încurajat să gândim. Din potrivă, trebuie să încurajat să nu gândim, doar să avem niște emoții, ostilitate, furie, dacă e cazul, astfel încât să putem fi manipulați. Cam asta cred că e foarte important în acest an, să mai lăsăm deoparte telefonul din când în când,
Ia, să ascultăm radio, ne uităm la un meci de fotbal, dacă va câștiga sau nu, rapid, întorcându-ne la introducere, dar să lăsăm un pic telefonul și să ne uităm și către ceilalți, să vorbim cu oamenii, pentru că acolo unde noi credem că ne e dat adevărul sau îl găsim, îl descoperim, de multe ori găsim cu totul altceva. Da. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.